Maria Nidelcu, o bătrână din Remuș, ne-a povestit de dimineață că totul a început încă de când trăia fiul său. Aceasta a încheiat un contract cu Nora și băiatul său pentru a avea grijă de ea la bătrânețe, în schimbul casei și pământului pe care le deține. A fost liniște însă doar câteva luni, apoi bătrâna povestește că cei doi au început să o agreseze fizic. De 4 luni, fiul său a decedat și ea a rămas în grija Norei. Certurile și neînțelegerile au continuat și după aceea, însă până într-o zi când Maria Nidelcu a acționat-o pe Nora sa în judecată și a reușit să rezilieze contractul pe care îl avea cu ea. Deși spera că totul se va termina, bătrâna spune că Nora sa a început să-i facă viața un calvar. Mă mare Nora mea să mă lase liniștită. Mi-a spart geamurile, mi-a spart dealile, mi-a vărsat vopseaua să o arunce pe mine. 2 săptămâni până în Paște, nu știu dacă să mai cunoașteam, săpat acolo la vie aia, m-am pomenit cu o pietroie aici. Am stat jos, am metit, am plecat să mă duc la asta, n-am înnemerit, am nemerit în altă parte. Băiatul ăla zice, de ce ai sânge pe aici? Nu știam. Dar m-am venit înapoi la asta, tot plină de sânge, de noră. Nu fi s-o, nu noră sa. Mi-a luat toate blănișoarele de la gard, mi-a rupt pomul, mi-a dat vaselină, motorină ce a pus pe trandafirul ăla, nu știu, uite, și acolo spart, dat geamul ăla la volta aia sus, la bușaia. Și nu mă lasă liniștită, mâncați-a sufletul, nu știu. De câți ani sunteți în situația? De 4 ani. Și mă rog să pui mâna aia la puț, primăria, miliția, să ia pietroaile și să-mi fac gardul. Și nu reușesc, că nu vine nimeni și nici nu le ia. Și dacă le-ar lua, dacă n-ar veni cineva, eu nu pot să le fac, că nu mai intră nimeni la mine în curte. Bătrâna deține documente care o obligă pe Nora sa să-și mute pietrele din curte. Spusele bătrânei sunt întărite și de una dintre vecinele sale, care o ajută de fiecare dată când poate. Este adevărat ceea ce spune? Adevărat este, da. Și acum și dacă plecați dumneavoastră să vezi și eu ea la drăguitui. Îi zice și vezi și uscați. Așa face, păi este urât cu el. Da. Și cu fasulea am fost noi amândouă. Și fasulea, da, când noi am pigulit iarba, i-a scos pe acolo și a pus jos și i-a pus... Cartofii s-a pus jos. Cartofii, da. Eram de fapt amândouă. Dumneavoastră ați fost tot timpul cu ea? Aproape că el a frică să mai vie să-și facă și mâncare. Tu te faci zică viu la tine și să-ți faci bămăligă, să-ți faci aia. Că era nemâncat să tot așa, du-te încolo, du-te încolo. Cât de frică nu pot să stau. Era frică ca să vie să-și facă mâncare. Hai, merg eu, stau pe lângă tine, zic, nu pot să-ți fac treabă. Da, zic să stau lângă tine, că nu-i venea să plece. Femeia nu vrea acum decât să fie lăsată în pace și să-și poată ducă singură bătrânețile. Echipa TV Giurgiu a stat de vorbă și cu Nora sa. Aceasta a refuzat să fie filmată, însă nu a ezitat să ne vorbească despre situația prezentată. Femeia se apără și spune că nimic din cele spuse de bătrână nu este adevărat. Ba mai mult decât atât, femeia susține că soacra sa îi face viața un calvar, pentru că la aproape toate certurile dintre ele au luat parte și autoritățile locale și poliția. TV Giurgiu a efectuat demersurile necesare pentru obținerea punctelor de vedere în acest caz. Vom reveni cu amănunte despre acest subiect în jurnalele următoare.